Bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața, bună ziua, bună seara! De fapt, seara departe e seara de noi, dar nici dimineața noi. Și cât e cea? 11? Imediat 12. E 12. Noi ne-am mâncat de dimineață, oricum ne-am trezit un pic mai târziu. Și... ce te zici? La 8 și ceva? Nu, la 9 și ceva. Da. Deja am dus ceasul înainte. Și din cauza asta vrem să facem ceva rapid. Mâncare rapidă, ca să putem mânca și noi repede. Da, eu am zis că o să facem un super special, dar mami trebuie să mai... să se mai gândească și să se pregătească. Știu, bă, nu vreau să apară în vlog, dar o să apară la viitoare. Nu stai bă încotro, săraca. Da, și ce faci acum? Ce gătești? Bine, mulțumesc pentru întrebare. O să pregătesc un spaghete cu carne tocată și cu prază și cu vin alb și cu mult parmezan. Încă o dată, spaghete cu? Spaghete cu carne tocată, praz, așa. Vin alb și așa. Parmezan. De fapt, rețeta originală este o rețetă italiană. Rețeta originală se face cu cârnați proaspeți și se numește salsiccia e pori. Oh. Deci, tagliatele con salsiccia e pori. Si, si, dar si. Noi, cum ne acomodăm, facem spaghete pentru că tagliatele nu avem, carne tocată pentru că cârnați proaspeți nu avem, avem praz și parmezan. Și nici vin alb nu avem, așa că avem roze. Da, rozeiul este foarte bun. Oh, este gustul, mi-era Sicile, Anna, bună. Vinul este unguresc. Nu știu de unde l-ai primit. Ungarice este cosa de pe familie. Ai primit, mă gândesc, de undeva? Habar n-am de unde. De la cine am primit cadou? Nu, eu am primit. Chișcuntor. Am avut un eveniment și am mers la Juriza și de acolo. Da, Audilă? Mă las să vorbesc toată emisiunea eu? În prima fază am pus apă la fiert pentru spaghete. Acum adăugăm o lingură de sare. Și avem o tigaie pe foc pe care deja s-a încălzit. Aici. Tigaie în care nu este nimic acum. Exact. Punem undeva la 5 grame de unt. Lăsăm să se topească. Ai nevoie de hotă? Vrei să pornim hotă? Nu, că faci gălăgie. Mai degrabă deschidem geamul. Bine. Acum... stai să arătăm ingredientele separat. Carnea tocată. Ok. Punem pe foc. Pe carne tocată normală, da? Da. Ok. Si, e din prietenul tău spată. Îl trăzim. Ai bine. Condimentat sau nu? Nu, încă nu. N-am pus absolut nimic. Carne așa, fără condimente, cum iese de la... fără condimente, fără nimic. Exact. Când o să se trăzească un pic, după aceea o să condimentez. Hai să scot și condimentele. Usturoi, piper, sare, boia de ardei. Usturoi, piper, sare, boia de ardei. Exact. Dar deocamdată mai avem nevoie de un pic de timp ca să se prăjească carnea noastră. Carnea s-a prăjit, după cum se vede. Acum adăugăm jumătate de linguriță de usturoi. Să nu uităm, înlocuim cărnatul, da? Vorba lui nașilor, să nu uităm de ce am venit. Așa. Tot așa jumătate de linguriță de piper. Și sare. Boia de ardei încă nu punem. Sare, o lingură. Ai lingură? O linguriță. Am lingură, da. Amestecăm. Și adăugăm prazul. Tăia. L-am tăiat în două, l-am spălat bine. După care l-am tăiat felic. Se pare mult așa din prima. Da, se pare mult, dar oricum o să scadă. Și prazul are un gust
dulceag după ce ne după place nouă. Prăjește și nouă ne place. Și mâncarea respectivă e compus din două ingrediente, dacă luăm așa, din carne și din praz. Avem nevoie de mai multă. Dacă vorbim de gramaje, undeva la 100 de grame de praz am adăugat. Și acum prăjim până se moaie prazul. Nu trebuie să prăjim, să-l caramelizăm, numai să mai lasă să lese din textură și să se moaie. Apa încă nu fierbe. Dar când facem paste, este foarte important sosul așteaptă după paste, mereu, nu pastele. Că ce se întâmplă dacă pastele stă în apă? Suge apa și atunci o să fie apoasă. Dacă îl strecurăm, rămâne în strecurător, iarăși se lipește. Dacă punem ulei, nu o să aibă aceeași gust. Așa că tot timpul pastele se fierb prima dată și sosul așteaptă după pastă. Nu pastele se fierbe prima dată, se face sosul prima dată. Da. Ai zis greșit. Da, scuze. Sosul trebuie să fie prima dată gata și după aceea aduncă. Ai văzut că am fost atent și credeai că nu sunt atent. Da, vezi? Nu, da. Deci sosul se face prima dată tot timpul, că sosul se poate reîncăzi, dar pastele așa e exact. Bun cum se... Așa cum zici. Kingo, mă bucur că ești atent. Hai să spunem la prietenii noștri, ce da. Se uită la noi, și tu știi că eu între 2001 și 2002 am lucrat ca și bucătar la Bolotone. Da? N-am zis că este asta, am uitat, pur sincer, am făcut foarte multe mâncăruri. Erau alte vremuri, eram tânăr, jucam fotbal la Bolotone și când m-am accidentat sau nu era meciul, lucram în bucătărie. Și repede din curățător de zarzăvat, am ajuns chiar să fac mâncare. Știu câteva, dar... Numai nu practici. Îmi place. Îmi place. Deci am făcut că eram tânăr, era foarte bine plătit. Și... dar nu-mi place. Am înțeles. Dacă stă carnea mai mult pe foc și cu brazul, o să vedem niște rămășițe în fundul... tigaiei, să nu ne speriem. Nu știu dacă se vede sau nu se vede. Se vede un pic, da? Să nu ne speriem, pentru că... Este detergent, se poate spune. Da, de unde? Avem vinul roze. Și dacă adăugăm vinul roze, tot o să vină sus. Și... condimentele alea, de fapt, că condimente caramelizate jos, o să dea un gust aparte mâncării și o să fie cu mult mai plăcută la gust. Ok, și am o întrebare de baraj, da. Poate pot să ne ajut. Da. În cazul în care, uite, prietenii noștri stau în izolare, carantină și n-au vin. Da, atunci poate să folosească un pic de oțet. Destilat cu apă. Diluat. Da. Da, merge orice alcool, în afară de pălincă de casă. Deci puteți să folosiți coniac, puteți să folosiți, ajută-mă, whisky. Nu merge Mona. Nu merge Mona. Deci orice și vodka, numai pălincă de casă, nu că are un gust aparte care nu e indicat. Bine. Și chiar dacă ați făcut, o să faceți această mâncare, să ne scrieți. Ați pus vin sau ce altceva și cum a ieșit. Și aveți grijă la oțet, să nu puneți foarte multă, că atunci o să fie foarte, nu amar, foarte, ajută-mă. Foarte. Oțetul este șavaniu, cum se zice pe românește? Acru. Acru, of, vezi când vreau nu vin. Deci când ești în izolare de două săptămâni, te-ai izolat. Bine, acum adăugăm și boia de ardei. O linguriță. Și un pic. Și bine era dacă schimbam ăla, mergea acolo și... Dar nu pot, pentru că asta este mai mare și îmi trebuie pentru apă și așa foarte greu. Ce scrie acolo?
Sufros, nu. Asta e sugar effect-ul. Sugar effect. Mai am unul. Acolo. Acolo scrie sugrosa. Sugrosa, știi ce înseamnă, Otilo? Nu. Nu știi. Un secret. Le-am pus între degete, ca să fie un secret. A primit o altă culoare. Și deja și mirosul. E mai plăcut. Normal că este mirosul plăcut, Oxia. Da, Oxia. Are apărut Oxia. Acum am nevoie de un pic de apă. Dacă vedem că vinul a evaporat, atunci adăugăm un pic de apă, tot așa vreo 50 de ml de apă și lăsăm să scadă în totalitate. Pentru spaghete. Nu știu cine îl folosește, cine nu, mie tare mult îmi place. Îl răsucesc un pic și îl scap în apă. Și se desface ca și o floare. Și acum, cum vezi cum fierbe, intră în... Cum se încălzește, da. Cum se moaie, de fapt. Așa. Și acum... Ăsta luăm de aici. Ce e ăsta? Untul. Dar o să mai am nevoie de un pic de unde, da. Ok. Între timp, sosul este gata. Luăm de pe foc. Să nu uităm de parmezan. Parmezanul încă n-am adăugat. Numai când o să adaug înainte de paste. Dar pastele pui în el, nu pui separat. Nu, aici o să-l pun. Pentru că pastele vreau să absorbă din sosul respectiv și nu apă. Înțelegi? Și dacă îl pun separat, nu o să aibă niciun gust. Dar dacă pun în sos, el absorbe sosul și o să fie cu mult mai bun. Deci nu așa ca și cum se pune bolognezele la... Păi și la bolognezele se amestecă. Nu, că dacă vezi la restaurante se pune la restaurante nu prea se amestecă, dar este indicat să fie amestecat. Are gustul mult mai bun, numai la noi. Aici, mami, bunica, ăștia bătrânii nu amestecau pastele. Deci dacă mergi în Italia, în oricare restaurant, sunt amestecate. Nu fă din cap, așa e. Mai ții minte când am mâncat... paste cu fructe de mare, unde eram? În Italia, lângă Veneția. Tu ai mâncat, că mie nu-mi place. Eu am mâncat, dar unde am fost? Ajută-mă. Da, acolo, în Italia. La Lido di Esolo. Lido di Esolo și acolo așa te-a dus. Și peste tot, și în Grecia așa ai mâncat cu fructe de mare, eu. La paste avem nevoie... mi-a rămas un pic de ciubuc. Cât indică pe cutie, eu o să-l fac al dente, asta înseamnă mijlocul un pic să fie mai crocant și atunci o să-l încorporez în sos. Undeva la 8-10 minute mai durează. Cred că sunt pastele făcute. Vrei să gusti? Nu. Că nu să fie complet amestecat. Perfect. Acum, în sos. Sosul am pus un pic înapoi pe foc. Să fie fierbinte când adaug parmezanul. Așa. Acum ai pus parmezanul. Da, amestec un pic. Și pastele am să scot în tigaie. Așa? Așa, pentru că am nevoie de un pic de apă. De ce? Pentru că apa este cu amidon, iar noi în sos n-am pus absolut nimic de la ce să fie cremoasă, nici măcar smântână sau iaurt sau absolut nimic, așa că avem nevoie de un pic de cremozitate, iar o să-l primim de la parmezan și apă fierbinte și cu făină. Du-te tu! Până ce terminăm noi cu filmările astea, o să știi să gătești. Și o să mă părăsești, că nu o să mai ai nevoie de mine. Vrei să-ți dau una? Virtual, vezi că acum numai virtual se poate. Apropo de virtual, da? Chiar Caul Frizer, care online lucrează. Am văzut foarte multe videouri.
Serios, trebuie să caut un frizer online. Vedem pe o parte și amestecăm. Dacă vedem că nu are destulă sos, atunci din apa unde a fiert pastele mai adăugăm și noi avem un pic. Unde e colonicul? Hai să-ți dau una. Așa, încă una și îl punem pe foc. Și tot îl amestecăm. Deja are sos. Și are și un miros plăcut. Știai că italienii pastele... Dar asta nu te buprit. Ba da. Așa, spune-te-o. Italienii mănâncă pastele pentru paste, iar americanii mănâncă pastele pentru... Să se îngrașe. Pentru sos. Și asta este o variantă italiană, pentru că nu are foarte mult sos, dar are paste. Ok. Suntem gata. Vrei să vezi cum aranjăm în farfurie? Normal. Ok, mă oprim totul. Iau o porție de paste, răsucesc pe clește. Așa. Și adaug în farfurie. După care iau o lingură și mai adaug niște sos și carne pe el. Asta o să fie porția mea, pentru că mi-e place cu carne puțină și cu sos puțin. Tu ești italiancă, mănânci pentru paste. Așa. No, suntem gata. Îmi pun un pahar de vin. Sănătate să avem! Uite! Uite! Hai să aranjăm frumos cu facă ea la nu știu unde, ce show-uri. Și știai că pastele se mănâncă atunci când este pus în farfurie, așa că n-avem mult timp. Mergem să mâncăm. Dragilor, ăsta a fost spaghete, cum zice? Spaghete cu carne tocată, parmezan și vin alb. Vă dorim poftă bună. Mâine venim cu sarmale. Cu sarmale, da. O să facem sarmăluțe tradiționale din satul mare. Sarmăluțe, așa micuțe. Spaghete italiană, aveți grijă de voi. Salutăm toți prietenii din Italia, din toată lumea asta. Și așteptăm pozele. Va fi bine, nu uitați. Vă îmbrățișăm. Ciao, ciao.